În acești ani am găsit în sufletele români adesea umili și nebăgați în seamă atâta noblețe și atâta frumusețe, încât nu o viață, dar și o mie de vieți de a avea merită să le jertfești. De multe ori am primit pe obrazul nostru nu odată sărutul scârbos al lui Iuda și o nu odată otrăviți cu roadele amare ale josniciei omenești, am ajuns în pragul deznădejdii. Ne-am coborât atunci în adâncuri și din istorie ne-am luat din nou steva dătătoare de viață. Ne-am cuminecat din jertfa tuturor câtor și-au dat viață pentru acest neam. Noi ne-am încadrat totdeauna acțiunea noastră în istoria României. Eram conștienți la vremea respectivă și sunt sigur că în cele din urmă așa va fi socotită și rezistența noastră ca o frântură de istorie demnă a noastră, a României.